Bună dimineața, dragilor! Ziua! Da. Bună ziua, dragilor și dragilor, murtubiților și stimaților! Ne vedem și astăzi, uimitor, de a treia zi, una după alta, wow! Nu s-a mai întâmplat de mult și ori chestia asta. 24 august, ce mă laud că muncesc, adică, da? Țiuna, da, o dinte pauză, lipsă gaură. Așa. Se fac așa degeaba, mă, ca am părul nebun. Nu, el... Am văzut un clip pe net cu o fetiță de culoare să chinuia taixul să-i pune o rițipiță, una singură, da? Bă, și să chinui săracul ăla, tot trăgea, o tras, eu pune rițipița și zice la final, vezi, am reușit, și îi face lui aia părul. Am râs cu lacrimi. 24 august, dragilor, evenimente nu foarte încântătoare. Se petrec, văd că în istorie, pe 24 august, în 79, de exemplu, s-a petrecut erupția Vezuviului, orașele Pompei, Herculaneum și Stabie sunt acoperite de lavă. În 79 și din păcate astăzi dimineață undeva pe la ora 6, dacă reținut eu bine, Italia a fost zguduită de un cutremur masiv de peste 6 grade pe scara Richter, urmat de replici de 5 grade pe scara Richter. Nu-i de bine. Nu-i de bine, un oraș întreg aproape ras de pe suprafața pământului. Aș vrea să vă dau mai multe detalii. N-am cum în momentul ăsta, de fapt că e ca aș avea cum, dar trebuie să intru din nou pe Facebook. Pe pagina noastră oficială, pe Roman24 online, evident, informațiile nu ne aparțin, ele sunt preluate de la agențiile de știri internaționale, pentru că nu avem pe nimeni acolo în Italia. Știu, în schimb, că avem foarte mulți romașcani în zona... În Italia și chiar în zona respectivă. Am prezentat niște filme făcute cu telefoanele mobile, pentru că trăim în era telefonului mobil. Amatrice, orașul, satul, comuna Amatrice, aproape rasă de pe suprafața pământului în urma acestui puternic cutremur. Sper din tot sufletul că sunteți în regulă, mă refer la cei care locuiesc în zona respectivă, că sunteți în regulă cât se poate de în regulă, în condițiile date. Un cutremur de 6,2 grade pe scara Richter, uite, la ora 3:36 în regiunea Perugia, la o adâncime de numai 10 km, spun agențiile internaționale de știri. Primarul orașului Amatrice a declarat pentru un post de radio că orașul a fost distrus. Imaginile pe care le-am văzut și pe care o să mă strădui să vi le prezint și vouă, bine, nu în emisiunea asta, pentru că nu am cum, dar pe pagina oficială de Facebook, pe Roman24 online, arată într-adevăr cum ne arată un... Cum se vede un cataclism? Nici nu știu cum să-i spun. E urât. Bine, e adevărat, și orașele, italienii țin la aspectul antic. Orașele sunt bătrâne, clădirile sunt și ele vechi. Era inevitabil, nu cu tremurul, ci prăbușirea multor clădiri. Dimineața, când am văzut eu informația asta, 6 persoane decedaseră în urma acestui cutremur. Ce să vă mai spun? Cele mai grav lovite orașe au fost Acumoli, Amatrice, Posta și Arcuata del Tronto, zic bine, cred că numele, mai puțin cu italiana. Sincer, încă o dată vă spun, sincer, sper din tot sufletul că nu sunteți în zona respectivă. Dacă sunteți în zona respectivă, vă rog, sunați acasă, aici, ca să vă țineți părinții la curent și să-i liniștiți și să le spuneți că sunteți în regulă. Dacă s-au distrus lucruri, alea se fac. Dacă s-au făcut odată, or să se mai facă odată.
Dar dacă sunteți în zona respectivă și sunteți în regulă, vă rog tare mult, sunați acasă. Dați un semn celor de acasă ca să le spuneți că sunteți în regulă. Lucrurile pierdute se vor reconstrui. Știu, e dureros să pierzi, n-am pierdut până acum totul vreodată, dar presupun că ce se strică se poate repara sau se poate reconstrui. Viețile umane însă mai greu și liniștea, calmul, iarăși ajută în momentul ăsta și sunt greu de înlocuit, așa că încă o dată vă rog, sunați acasă. Foarte posibil că, bine fiind în regiunea aia, nu o să puteți vedea apelul ăsta meu, nu e un apel, e un sfat, da? Dar eu să fiu în locul vostru, asta aș face. Aș suna acasă și să-i asigur pe ai mei că sunt în regulă. În 1572, pe 24 august, noaptea Sfântului Bartolomeu, masacrarea hughenoților la Paris și declanșarea celor de-al patrulea război civil în Franța, Alaska devine teritoriul al Statelor Unite în 1912. Pe urmă, în 1960, se înregistrează cea mai scăzută temperatură de pe Pământ vreodată, minus 88,3 grade Celsius la stația Vostok. În 1968, Franța aprinde prima sa bombă cu hidrogen. De ce nu? Mihail Gorbaciov renunță la funcția de lider al PCUS și cere autodizolvarea acestuia în 1991. Ucraina își declară independența față de Uniunea Sovietică exact în aceeași zi. În 2006, Pluto își ia un șut în fund, pentru că a fost retrogradat de la statutul de planetă la cel de planetă pitică. Da? El i s-a pus Uniunii Astronomilor, Astronomicii Internaționale, pardon, cum dracu se cheamă, să nu mai Pluto, să nu mai fie planetă, ci planetă pitică. Pluto nu s-a supărat, de fapt, pe Pluto l-a și durut la bască, el e acolo în capătul sistemului solar. În 2012, în 2008 are loc ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de vară de la Beijing, China. România obține un total de 8 medalii, 4 de aur, 1 argint și 3 bronz și cu alea am și rămas. Până când se va genera o nouă, generație, hai că am vorbit de toți banii, până când va crește o nouă generație de atleți, și nu mă înțelegeți greșit, ăștia pe care i-am avut au fost fantastici. România a încheiat cu o cârcă de medalii fiecare olimpiadă din 76 până acum. N-a fost an și chiar o spunea o analiză internațională în urma unui articol pe care, îmi pare rău că nu l-a citit destulă lume din România, despre Ponor. România a câștigat o grămadă de medalii de aur la fiecare ediție a Olimpiadei de vară din 76 până acum fără întrerupere. Și când spun până acum, aici e întreruperea, pentru că anul acesta, într-adevăr, România n-a făcut la gimnastică cel puțin, n-a făcut o figură foarte frumoasă. Evident, nu prea poți să faci figură frumoasă când trimiți o singură gimnastă care are aproape 30 de ani. Și nu spun că Ponor, Cătălina Ponor, e bătrână la 30 de ani pentru o gimnastă, da, nu mai ai 17, 16, 14 ani, ai 30. Acum, eu ce să zic, nu-s gimnast, n-am făcut sport vreodată și presupun că e frustrant și pentru ea și pentru noi să fii Ponor și să nu reușești să faci față, deși, vă spuneam, articolul respectiv scris de, care a apărut în presa internațională, a avut un titlu care într-adevăr
i-a făcut cinste Cătălinei. Cătălina Ponor, o gimnastă care a făcut istorie în liniște, pe tăcutelea. Foarte fain articolul. L-am publicat și pe contul personal pe Facebook. În liniște, pe tăcutelea, a făcut istorie pentru România. Deci a fost persoana singura reprezentantă a României la capitolul gimnastică, dacă înțeleg eu bine, da, dacă mi-aduc bine aminte, port drapel, pentru că România n-a reușit să se califice cu mai mulți sportivi, iar și acolo o chestiuță, decât cu unul singur, da? Și aia a fost Cătălina Ponor. Port drapel și echipă în același timp la Jocurile Olimpice de la Rio, unde a dat tot ce a avut mai bun. Nu e de ridicat în slăvi, asta pentru asta a fost crescută, pentru asta a fost antrenată. Este de ridicat în slăvi că a dat tot ce a putut la o vârstă la care de obicei gimnastele se retrag. Din motive lesne de înțeles. Pentru o gimnastă presupun că vârsta de 30 de ani e cam gata, se termină, nu poți, ca la fotbaliști, nu poți să mai joci fotbal, să faci performanță când ai 45 de ani sau 50 de ani, nu mai ai cum, nu mai faci față fizic, oricât de bine antrenat ai fi, oricât de bine te ține organismul pentru că ai făcut ore, mii, sute, zeci de mii de ore de antrenament, vrei, nu vrei, înaintezi în vârstă, nimeni nu întinerește. Și totuși Cătălina Ponor a făcut totul, tot ce a fost omenește posibil pentru ea. Nu a fost de ajuns, pentru că nu poți cu un singur sportiv, cu un singur atlet să faci performanță. Și chiar vorbeam, i-am pusese premierul Cioloș pe contul lui personal. Felicitări Cătălina Ponor, etc. Și să-i mulțumim. Și zic, nu văd cu ce o ajută, dacă îi mulțumim. Merită mulțumire, evident, dar nu ajută cu nimic. De ce? Pentru că o mulțumire nu e o sală de sport. O mulțumire nu este un echipament sportiv. O mulțumire nu este un masseur sau un antrenor. Nu, e o mulțumire, e un cuvânt. Mulțumesc, a trecut. Pentru gimnastică trebuie fonduri. Și nu puține. Și în continuare voi pune întrebarea asta. Cum Dumnezeu, chiar nu putem vedea cu ochiul liber că într-o țară cum e România, în care mai bine de 6 luni pe an e iarnă, avem anotimp rece și noi nu avem sporturi de iarnă, are Jamaica, echipă de bob, Jamaica bre, care nu știe cum arată zăpada, are echipă de bob. Da? Noi avem... Hai să ne adaptăm la condițiile de mediu. La condițiile înconjurătoare. Avem 2 echipe de hockey, dacă înțeleg bine. Steaua și aia de la Sfântul Gheorghe, parcă. Da? Dar nu știu cât avem patinoar de ăsta închis, cum se cheamă, ca să joace și ei ca lume. Nu avem echipă de schi, nu avem echipă de patinaj viteză sau artistic. Mă, nu zice nimeni să luăm cupa mondială sau cupa Stanley la hockey. Da, bre, eu înțeleg o chestie. Acum vreo 1000 de ani, afganii inventau un sport. De ce? Că aveau spații gârle, aveau spații întinse și nu știau cum să distreze mai bine. Și au inventat golful vere. Și jucau golf, s-au adaptat la condițiile de mediu, la asta au avut, asta au folosit. Noi avem peste 6 luni pe an iarnă, anotimp rece, nu mai e zăpadă acum ca pe vremuri, nu mai e gheață ca pe vremuri, o să fie când o să înceapă era glaciară, o să fie, de o să ne săturăm. Hai să ne adaptăm la chestia asta, băi, în ce băgăm? În fotbal. Se vede că fotbalul nu face performanță. Proprii patroni
de echipe de fotbal, de cluburi de fotbal, își doresc să renunțe la echipele de fotbal pe care le au. De ce? Pentru că dă doi bani. Nu mai fac performanță. Avem sporturi care fac performanță. Avem echipă de handbal, de exemplu. Echipă de handbal atât feminină cât și masculină, care și nu doar cele locale, cluburile locale, ci chiar echipa națională. Echipele naționale care fac performanță. Vin cu niște medalii, vin cu niște premii, vin cu niște titluri. Ar trebui băgat și în ăștia. Acum știți, poate ați apucat să vedeți, la Roman s-a desfășurat turneul Roman Mușat la handbal, un turneu internațional, a fost sâmbătă și duminică. Sala a fost plină spre arhiplină, din nou, la handbal. Da? Nu, noi băgăm în continuare în fotbal, bre, în fotbal. Unde dacă suflă vântul mai tare sau atunci când doi jucători trec unul pe lângă altul, curentul provocat îi aruncă pe gazon și unde stau întinși câte 10 minute urlând. Ăla este, aia e performanța în fotbal. Probabil că performanța în fotbal înseamnă care joacă mai bine teatru. Păi veniți la trupa de teatru Dan Alexandrescu, că ne trebuie oameni, nu mai jucați fotbal. Că gol nu dați, dar jucați bine teatru și ne trebuie actori. Ne trebuie sunetiști, ne trebuie luminiști, ne trebuie mașiniști, avem nevoie tot felul de oameni la Dan Alexandrescu, la trupa de teatru aici în Roman. Nu, frate, vreți să mergeți pe gazon și să jucați teatru acolo. Eu n-am înțeles de ce. Iar Ministerul Sportului, Turismului, Sănătății, Familiei, Retrograzilor și așa mai departe, toate sunt la grămadă puse, rahat într-un singur minister, ar trebui să se uite puțin cu succes și spre alte sporturi. Șah, avem campioni, șahiști, cu minți sclipitoare, oameni care dezvoltă strategii pe care nu-i ajută nimeni financiar. Da? Avem o echipă de spadă, de scrimă, care e fantastică. Păi eu sunt convins că dacă oamenilor ăla le se rupe, cum se cheamă, nu mai au cu ce să meargă. De ce? Că nu le dă ministerul fonduri să-și facă echipă. De ce? E o echipă bună, lasă că se descurcă. Păi dacă e bună, susțineți-o. E atât de simplu. Nu, frate, noi băgăm în fotbal. Fotbalul ne aduce performanță gârlă. Fotbal. Râd, în afară de a râde unii de alții, unele de altele, cluburile nu sunt. Dacă ar fi să se dea Cupa Europei la ironie, la sarcasm, românii le-ar câștiga cupa aia, ar câștiga-o românii. De ce? Pentru că de atâta sunt buni, să râdă unii de alții, nu să facă sport. Fotbalul este un sport de rahat în România. Și dacă aș fi în ministerul care se ocupă, sau dracu, sau, bă, nu i-aș mai invita nicăieri. Bine, nu ministerul de bani, evident, patronii cluburilor. Eu le-aș opri fondurile, mă. Nu i-aș mai invita pe ăștia la nicio emisiune, la nicio televiziune, la nimic. Să stea acolo în anonimat, pentru că acolo își doresc să stea. Nu, e clar că un fotbalist care nu dă goluri este un fotbalist inutil. Un portar de fotbal care nu apără e un portar prost. Un fotbalist care nu aleargă pe teren iarăși nu are treabă acolo. Și totuși nu știu de ce dracu îi ridicăm așa de mult pe niște piedestaluri așa de înalte pe fotbaliști care nici nu mi-aduc aminte când a făcut Naționala României ceva interesant. Nu pricep. În fine, poate sunt oameni care, bă, frate, fotbal până la capăt. Nu, și eu, fotbal, mersi. Nu spun că mă dau în vânt după șahiști, n-am să înțeleg sportul, că n-am, mă ține, n-am eu capacitatea intelectuală să înțeleg sportul ăsta al minții, da? N-am cum, trebuie să gândești mult în avans, trebuie să îți imaginezi, să gândești sau să ții în minte strategii întregi, cam ce ar face celălalt și tu să-i contragă. Deci, practic, joci șah, jucați șah unul cu altul la nivel mental cu mult înainte de a mișca piesa. Înțelegeți cum e?
mișcarea fizică a mutării unei piese pe tabla de șah e asta, da, pot să fac și eu. Mersi, știu că nebunii merg în diagonală, caii merg în L, pionii merg câte o pătrățică, exceptând la început când poți să prima mutare poți să faci cu două pătrățele. Regina merge orice direcție vrea ea, că da, șahul este un sport matriarhal, regina face ce vrea mușchiul ei, turele merg doar așa, în linii drepte și regele poate să facă câte o singură mișcare și aia mică să nu-l vadă regina că îi rupe căpățâna. Da? Și totuși dacă îl prinzi pe el, câștigi. Bun. Chestia asta cu mutatul efectiv al pieselor pe tabla de șah, asta e ușoară, orice om poate să facă treaba. Întrebarea este cum faci toate mișcările alea ca la final să fie o strategie, da? Deci, nu mutatul pe tablă e șahul. Mutatul e o bătălie între ăia doi. Eu cred că ar putea să joace șah oamenii ăia fără piese. Ei doar se gândesc, băi, eu cred că ăsta a mutat deja la B4, nu știu, zic și eu. Deja în mintea lor începe partida. Ei se uită unul la altul și deja îi joacă. Și am apoi, măi, zici, hai să mutăm și piesele astea, că, da, să existe și o mișcare. Mi s-a părut mereu, e fascinant. Șahul n-aș putea să-l joc vreodată, pentru că nu mă ține tărtăcuța. Am început să mă uit la tenis. Nu pentru că e Halep, că înainte de Halep mă uitam și acolo cât de cât. Nu-mi vine să cred că tenisul poate produce atâta, nu știu, atâtea emoții. Mă uitam la tenis de masă. Păi, fac și niște, niște sporturi la care nu te aștepți. Niște sporturi de la care nu te aștepți să fie și spectacol. Și totuși, cling, îți dă o surpriză plăcută. Golf, frate, oricât o fi de plictisitor. Oricât o fi el de plictisitor, are niște faze de te ține așa. Hai de bre! Da? Nu. Și tot românii se dau în vânt după fotbal. Toți încolo, toți încolo, cartonaș. Sport. La mulți ani Jean-Michel, Jean-Michel Jarre, la mulți ani Paulo Coelho, Ana Seles, Yasser Arafat, nu mai la mulți ani pentru el că e mort în 2004, Martin Berkovic, de asemenea, mort. Cine ne-a părăsit? Cristian Nemescu, regizor și scriitor român, Gheorghe Cucu, Aurel Băieșu, Friedrich Naumann și Costache Negruții. În Ucraina este ziua națională, vă spuneam, proclamarea independenței față de Uniunea de Uniunea Europeană, de URSS. Bun. Citesc astăzi un titlu, n-am apucat să văd și articolul de la businessmagazine.ro, că Alexandru Arșinel are o avere impresionantă. Vezi cât câștigă actorul într-un an. Alexandru Arșinel este unul dintre actorii români care încă câștigă foarte bine. Conform cele mai recente declarații de avere, cea din 2016, directorul teatrului de revistă Constantin Tănase are venituri anuale de 366.128 de lei, adică 82.104 euro, ceea ce înseamnă că Arșinel câștigă în fiecare lună 6.841 de euro. Cea mai mare parte vine din drepturi de autor, din activitatea de actor, filme, reclame, etc., ceea ce mi se pare normal. Orice actor trebuie să fie și plătit pentru ce face. Mai vin bani către el din funcția de director la teatru de revistă și mai are o indemnizație de la Ministerul Culturii, indemnizația de venit. Dar nu înțeleg de ce l-au luat pe ăsta la Alexandru Arșinel, ce nu era normal să câștige, omul are 100 de filme făcute. Adică, dacă aș spune că Johnny Depp are o avere impresionantă, s-ar mira cineva? Aici nu înțeleg, da? Să spun că Louis de Funès n-a murit sărac, ar mai mira pe cineva? Păi nu. De ce? Pentru aia de-a lor, frate, e normal să câștige. Adică ei nu știu de ce să nu câștige. Sunt actori, nu, au făcut o grămadă de chestii. Alexandru Arșinel a apărut într-o mulțime de filme.
plus o mulțime de reclame. Dacă un sportiv, vorbești de un sportiv și spui, bă, frate, ăsta a câștigat, uite, face poarta pantofi sport, nu știu ce marcă și ia o grămadă de bani de pe chestia asta, miră pe cineva? Eu n-am înțeles de ce îi sare chestia asta în ochi. Deține 6 terenuri, 4 case de vacanță. Mi se pare că a fost scandalul ăla cu, ajutați-mă, cu un rinichi, cu Alexandru Arșinel, nu? Și că a apelat la mira publică pentru nu știu ce naiba. E normal să câștige omul. Și aș vrea să câștige toată lumea. Cum lucrezi ceva, cum faci ceva, nu mai face nimeni nimic de plăcere. Nu e cum era când spunea pe vremea împușcatului că trebuie să faci pentru țară și popor. Nu, frate, dacă tot ni s-a impus o chestie capitalistă, păi să mergem până la capăt cu capitalismul ăsta. E cu dublu sens, da? Nu o să câștige numai patronii, trebuie să câștige și cei care lucrează efectiv. Ok. Ia uite, mă, cel mai vechi selfie are peste 3300 de ani, spun cei de la mediafax.ro. Ce ziceți de asta? Cum era din familia Crud, parcă, din desenul animat, cu cărămida în față? Cel mai vechi selfie are peste 3300 de ani. Într-o dală de piatră au fost cioplite chipul lui Bec, sculptorul royal din timpul domniei faraonului Akhenaten și al soției sale, Taheret. Această dală se află acum în Muzeul Egiptean din Berlin. Este posibil ca însuși Beck să fi cioplit aceste portrete, fiind astfel primul autoportret din istorie. În Europa, artiștii au început să picteze autoportrete abia în epoca medievală. Aceștia le inserau în picturile pe care le creau pentru alte persoane, de obicei fiind reprezentat de un simplu chip în mulțime. Potrivit Descoperă.ro, acestea erau considerate mai mult o semnătură a artistului decât un autoportret. Unul dintre adevăratele autoportrete ar putea fi cel al pictorului flamand Jan van Eyck. Pictura acestuia, Portretul unui om, a fost realizată în 1433. Un aspect care ar fi favorizat obținerea acestui portret a fost ieftinirea oglinzilor. Deci primul selfie din istorie are peste 3300 de ani și e vorba de o sculptură, de fapt un basorelief, nu știu cum să-i spun, din 1365 înainte de Hristos, în care a fost cioplit chipul lui Beck și al soției sale, Taheret. Bine, el apare cu selfie stick-ul, da, cu bățul și ea cu buzele țuguiate. Asta e primul selfie. Și dacă vă uitați jos, în partea de jos a dalei de piatră, apar și like-urile, vreo 300. Nu, multe, că nu avea lumea acces la ciocănel și dăltiță să mai facă un like. Nici comentariile nu apar. Pare foarte rău. În schimb, ci că autoportretul ăstuia, primul selfie din istorie ăsta de peste 3300 de ani, era prins în sculptura masivă, că asta e doar o dală de piatră, da? Între alte dale pe care era o pisică, probabil care făcea ceva, nu mai rămas mare lucru din dala asta cu pisica, făcea ceva amuzant și dedesubt o farfurie cu mâncare preluată de pe Instagram. O oală cu ulei sau ceva, da? Cel mai vechi selfie are peste 3300 de ani și de atunci omenirea nu s-a oprit din a se auto-admira în oglindă sau în selfie-uri. Lucru pe care îl fac și eu, evident, că suntem oameni. Da. Auzi ce zic cei de la The Guardian. Românii care fac pantofi pentru Zara sau Deichmann muncesc ilegal pe salarii mizere. Așa. Ultimul articol de genul ăsta pe care l-am citit erau, nu știu ce firmă, iarăși masivă, un lanț de ăsta masiv, a pierdut o grămadă din cumpărători pentru că foloseau tot de papuci.
foloseau copiii din Indonezia la muncă. Am ajuns, din punctul ăsta de vedere, pe același nivel. Atelierele ilegale, cu forță de muncă foarte ieftină, spre gratis, unde se fac papuci pentru marii bogătași ai lumii, marii bogătași, pentru oamenii care își permit să-și cumpere câte 5-6 perechi de papuci. Mi-am luat de la Deichmann o singură pereche și duhnesc. N-am cum să-i duc înapoi pentru că eu mor pe aia. Nu zic că au marfă proastă, zic că eu nu mă înțeleg cu ei. Eu. Așa. Și am ajuns pe aceeași linie cu atelierele ilegale de muncă din Indonezia. Dar pentru noi nu e noutate. Foarte mare parte dintre români, ce am făcut, frate? Lucrează la negru în România, deși există legi care impun contracte de muncă și salarii la un anumit nivel legal, foarte mulți oameni din România muncesc la negru pe salarii de rahat. De ce? Una, pentru că li se spune din prima, mă, tu ai idee cât trebuie să plătesc. Eu îți fac contract, adică aș vrea să-ți fac contract, dar ai idee că trebuie să plătesc încă o dată la stat ce-ți plătesc ție? Și omul zice, domnule, te înțeleg, na, asta este. Te înțeleg și altele, dar măcar dă mie ce ai dat statului, dar nici asta nu se întâmplă. Adică lucrez la negru, îmi sacrific pensia sau șomajul, hai să pun în ordine, șomajul și pensia, ca tu să nu plătești către stat anumite chestii, care într-adevăr se ridică la niște sume absurde. Da? Dar măcar ce ar trebui să dai către stat, hai să împărțim jumătate ca să trăiesc și eu și trăiești și tu. Dar nu se face chestia asta. În România se merge pe ideea, lasă că tu trebuie să câștigi cât mai puțin și eu să câștig cât mai mult. Dacă până acum doar bănuiai că pantofii care se găsesc de cumpărat în marele capitale europene ar putea fi făcuți inclusiv în România, iată că vine și confirmarea. Ia uite, frate, se fac și în România. O anchetă amplă relevă că încălțăminte aparținând unor branduri celebre pe care s-a scris Made in Germany sau Made in Italy, ca o garanție a calității, sunt în realitate produse în condiții greu de imaginat în țări lovite de sărăcie din Europa de Est. România se află printre ele. Această anchetă ajunge în toate cotloanele Europei, în țări ca Albania, Macedonia, Bosnia, Herțegovina, Slovacia, Polonia, România, iar brandurile implicate în acest scandal sunt Geox, Zara, Lova, Deichmann, Ara, Bata și Leather and Shoe. În raport se arată că muncitorii sunt plătiți mizerabil, ca toți muncitorii, trăind la limita subsistenței, ca toți oamenii din țările astea, n-au însă de ales decât să vină în continuare la muncă în spații, ba nu, au de ales, și anume pleacă în străinătate. Se vede. De exemplu, în Macedonia, în această țară, muncitorii care produc pantofi Geox primesc salarii de 131 de euro pe lună. Păi eu duc mai bine decât românii, în care salariul minim pe economie e 115-116 euro. Cu tot cu munca peste program, salariul minim legal este de 145 de euro în Macedonia, fără ore suplimentare. Uite, mă, Macedonia o duce mai bine decât noi. Muncitorii din da? Muncitorii din Macedonia care fac încălțăminte Geox, Deichmann și Bata spun că din cauza produselor chimice puternice ajung să sufere de reumatism, dureri de spate, alergii și probleme respiratorii. Nu pot purta mănuși pentru că productivitatea ar fi afectată, la fel și salariul, așa că au pielea mereu expusă. Nici în Albania situația nu e diferită. Unul dintre trei albanezi chestionați în cadrul anchetei a răspuns că salariul e mai mic decât cel minim legal, cu tot cu bonusuri și o răspuns. Bonusuri? Fiecare muncitor trebuie să facă 60 de perechi de pantofi pe zi. De regulă, femeile sunt mai prost plătite decât bărbații. Suntem mulțumiți că am putut găsi de muncă. Punct. Bine. Dar nu zice de România. Inditex, compania care operează brandul Zara, a confirmat că o mică parte din pantofii pe care îi comercializează provine din fabricile din România. Deci, ce am înțeles eu din articolul ăsta este că cei din Macedonia au salariul minim pe economie mai mare decât în România. De fapt, cred că toate țările din Europa au
chestia asta. Salariul minim pe economie e mai mare decât în România. Cu 10 euro, 5 euro, 7 euro, 1 euro, cu un cent. Dar toți au salariile mai mari. Și oamenii se plâng că primesc mai puțin. Nu văd noutatea. Orice patron va face tot posibilul să te plătească cât mai puțin posibil și să muncești cât mai mult posibil, pentru că nu e așa, ratele la Japan nu se plătesc singure. Și vacanța în Dubai trebuie să o plătească cineva. Păi ce facem aici? Sir Niels Olav, un pinguin de la grădina zoologică din Edinburgh, a primit în 2008 titlul de cavaler din Garda de Onoare a Norvegiei și a fost anul acesta din nou decorat. El a fost ridicat la gradul de șef de brigadă în cadrul pentru anii în care s-a dedicat slujirii în Garda de Onoare a Norvegiei. Decorarea a avut loc în cadrul... Vorbim de un pinguin, mă! Decorarea a avut loc în cadrul unei ceremonii la care au participat peste 50 de soldați norvegieni, pe care probabil că i-a condus chiar pinguinul. Pinguinul, care în 2008 a fost decorat cu acordul regelui Harald al V-lea, Ludon al Norvegiei, reprezintă un simbol al al relației deosebite dintre Scoția și Norvegia. Tradiția aceasta cu pinguinii decorați în acest fel datează din 1972 și a pornit la inițiativa locotenentului Nils Egelin. Sir Niels Olav este al treilea pinguin care este pus în această postură. Au decorat un pinguin. La ce l-au făcut? Cavaler în Garda de Onoare a Norvegiei, ridicat la grad de șef de brigadă. Ca un polițist din România. Felicitări, domnilor, ați fost puși... S-a pus semn de egalitate între voi și un pinguin. Deci dacă cineva mă oprește... Adică, sunteți de răutăcios acum... Bună ziua, sunt șef de brigadă polițist. Cunosc în Norvegia un pinguin care are aceeași funcție. Ia fă așa. Sunt șef de brigadă. Da? E șef de brigadă. Ia țineți ouul între tălpi. Ca așa fac pinguini. Pinguinul, da, a fost ridicat la grad, la șef de brigadă. Șef! Deci dacă vă simțeați vai cum să-i zic, aveați senzația că n-ați realizat, neîmplinit, da, n-ați realizat multe lucruri în viață, acum aveți motive să vă băgați un cuțit în ceafă. Un pinguin e mai bun decât voi. Un pinguin norvegian, evident, nu-i român, da? E mai bun decât voi. De ce? El e șef. Tu ce ești? Bă, ești muncitor pârâ. De la ce vine pârâ? De la prost. Muncitor prost. Nici măcar șef de brigadă nu-s, ca pinguinul. Trec de la faza cu polițiști, cu pinguinul norvegian și polițiștii români la un alt tip de poliție. Eu nu știu cum să formulez chestia asta, pentru că e de o tâmpenie atât de mare. Unii polițiști din lume au, cum să le zic, le tremură degetul, mă, pe trăgaci. Da? Și au tendința să tragă cu pistolul, cu arma din dotare, mai mult decât e necesar. Vorbesc, evident, de polițiștii din Statele Unite, care au, până acum, au depășit, cred că, orice record în materie de împușcat proprii cetățeni pe care au jurat să-i protejeze. În momentul în care intri în funcție și în orice poliție din lume, presupun că ăsta e scopul tău ca polițist, să menții legea și să protejezi populația de ceva anume. Și probabil că și ăștia din Statele Unite depun un jurământ de genul ăsta, da? La fel ca medicii cu jurământul lui Hipocrat. Și polițiștii depun un jurământ, fac acolo e o chestie, da, domnule, sunt de acord să
protejezi populația. N-am înțeles exact cum poți să protejezi populația când tu stai cu mâna pe pistol. Plus că populația se pare că în Statele Unite a decis să se protejeze de capul ei, cumpărându-și armament. Acolo e o chestie pe care nu înțeleg. Polițiști americani se află în centrul unui scandal uriaș din nou. După scandaluri întregi și cazuri, unul după altul, fără să avem degete destule ca să le putem număra, în care victimele au fost preponderent persoane de culoare, da? Au mai făcut una polițiștii americani. Au împușcat mortal un șofer surdomut după urmărire în trafic, dar ăla săracul dădea din mâini ca să poată comunica. Dat fiind că era surdomut, ăștia au avut senzația că face ceva cu mâinile și l-au împușcat. Foarte pe scurt. Polițiștii spun că săptămâna trecută au încercat să oprească mașina condusă de Daniel Kevin Harris pentru că șoferul depășise limita de viteză legală. După o scurtă urmărire în trafic, bărbatul a oprit și a ieșit din mașină, iar un ofițer a tras cu arma spre el. Daniel a murit pe loc. Familia sa, a șoferului, nu a polițistului, spune că bărbatul, tata a trei copii, nu era înarmat și că cel mai probabil gesticula amplu în încercarea de a comunica cu polițiștii, dat fiind că el era extrem de surdomut. O anchetă este în desfășurare acum, iar ofițerul care l-a împușcat pe șofer a fost momentan suspendat. Ok. Povestea e mai amplă. În momentul în care ești surdomut, nu doar nu poți să vorbești, ci evident nici nu auzi mare lucru, pentru că ești surdomut. Ca urmare, nici sirenele poliției din spate, care Nino, nu le auzi. De văzut vezi girofarurile, corect? Dar omul și a oprit după o scurtă urmărire. Pe de altă parte, nici polițiștii nu aveau de unde să știe că ăla n-aude, n-avede, nu vorbește, nu zice nimic. Da? N-aveau de unde să știe. Ei au văzut o persoană care depășise viteza legală. Scurtă urmărire, surdomutul trage pe dreapta, oprește, iese din mașină încercând să comunice. Nu știu dacă o poveste mai penibilă decât asta. Surdomutul a ieșit din mașină încercând să comunice cu polițiștii. Nu știu exact care sunt semnele pentru de ce mai tras pe dreapta mă în morții mătii, știi tu cine-i tata? Dar imaginați-vă o convorbire între un polițist român și un surdomut român, care de fiecare dată un polițist oprește un șofer în trafic, ăla trebuie să parlamenteze cu polițistul măcar o jumătate de oră. Corect? Apelând la cele mai cunoscute argumente, gen imediat sun la unchiul meu, comandantul poliției, nu știu care, sau la ministru care mi-e prieten, sau, da? Că noi băgăm la înaintare pilele de fiecare dată când ne oprește un polițist în trafic. Nu știu exact în Statele Unite care este semnalul pentru Vasile, o să rămâi fără serviciu pentru că tata e prieten cu ministrul apărării, da? Da, probabil că undeva acolo a apărut și degetele mișlocii la un moment dat în încercarea de comunicare a șoferului surdomut și ăștia l-au împușcat. Pentru că e foarte repede, gestul de a scoate pistolul din toc e mic, nu trebuie mult. Orice om poate face chestia asta. Și l-au împușcat pe surdomut. În ultima vreme, polițiștii americani s-au aflat în centrul unor scandaluri de amploare, mai multe incidente în care suspecții, vă spuneam îndeoseb, persoane de culoare au fost împușcați mortal, au stârnit numeroase proteste în țară, dintre care multe au degenerat în violențe. Împușcarea doi bărbați de culoare, he didn't do nothing, da? Care toți erau nevinovați de fiecare dată. Mă, adică n-am eu ce să zic mai mult de atât, dar nici să spui de acum că toți polițiștii au greșit. N-ai cum. Că și oamenii presupun că funcționează după niște reguli. A, că sar foarte repede la pistol. Ok, e o greșeală.
fă niște legi. Dar ce legi se face într-o țară care permite unui civil să-și cumpere arme de asalt? Când tu ai acasă un perete întreg de mitraliere și polițistul iese pe stradă cu un spray lacrimogen, da? Și un pistol Glock, raportul de forțe nu e încântător. Că dacă unul de ăsta care are un perete întreg de arme automate de asalt, îi se pune pata la un moment dat să meargă să-și facă de cap prin oraș, polițistul n-ar cum să-l oprească. La dracu, poți să-ți cumperi un tank în Statele Unite. Arnold Schwarzenegger și-a adus din Austria la comandă, chiar el a spus povestea asta la nu știu ce show de ăsta de seară, că și-a luat de la armata austriacă tankul în care a făcut instrucție când era militar în termen. Și l-a cumpărat cu $2000. Pentru că fusese scos din uz, l-a adus în Statele Unite și l-a recondiționat și omul are un tank perfect funcțional pe care îl folosește uimitor, l-a strâns fonduri pentru cauze umanitare. Nu știu dacă ați urmărit vreodată canalul de YouTube al lui Arnold Schwarzenegger. Omul ăla se numește Crash Staff sau nu știu cum se numește, merge cu tankul și distruge chestii și oamenii plătesc pentru asta și banii se duc în diverse cazuri umanitare. Merită văzut. Dar ideea este că o persoană, un civil, își poate cumpăra armament și încă armament sănătos. Deci că le permite legea, le permite Constituția. Vă recomand să vedeți Bowling for Columbine, filmul. Vă recomand să-l vedeți ca să vă faceți o idee despre cum poți să te duci într-o bancă neînarmat, să-ți faci un cont la banca respectivă și să primești cadou din partea băncii o pușcă cu cartușenia. Vorbim de țara în care se poate face chestia asta. Pentru orice cont pe care ți-l creezi la banca respectivă, ei îți dau o pușcă, o carabină, cu gloanțe, cu tot. Și ieși înarmat din bancă. Nu o să vă veniți să credeți. În mod normal, intri înarmat în bancă, în ideea de a ieși cu bani din bancă. Acum intri fără bani și ești înarmat. E total invers. Da? Vorbim de țara în care orice om poate să-și cumpere armament, arme și nu la limită, bă, nu-ți lua mai mult de un pistol. Nu, poți să-ți faci un arsenal întreg dacă ai bani. De aceea, Statele Unite este țara în care nu trece zi în care să nu se împuște oamenii între ei. Și polițiștii n-au la îndemână decât bastoane, spray-ul paralizant și porcăria de Glock, care, deși este un pistol foarte bun, nu face față unei mitraliere de asalt așa, M16, de exemplu. Da? Și atunci se întâmplă din astea. Ei stau mereu cu ar, cu cap s-a pusă, polițiștii. N-ai de unde să știi ce dobitoc iese din casă cu că s-a certat cu nevasta și iese cu două arme automate și începe să tragă într-o. N-ai de unde să știi. Și atunci îi înțeleg și pe polițiștii ăștia cumva, nu mult. Statele Unite este un stat polițienesc. Nu înțeleg în totalitate, dar reușesc cumva să pricep că oricare dintre cei care sunt pe stradă poate fi un ucigaș. Și atunci stau cu mâna pe pistol tot timpul. Și se ajunge la situații de-astea. Cele mai bine plătite actrițe de la Hollywood, zice cam așa. Jennifer Lawrence este cel mai bine plătit actor, cea mai bine plătită actriță de la Hollywood în ultimul an, cu câștiguri care se ridică la $46 de milioane. Jennifer Lawrence, care a jucat în Jocurile Foamei, The Hunger Games, am mai jucat într-un film, parcă, sau nu, vorbim de alea porno. Cred că de alea porno, mă gândesc. Jennifer Lawrence, bă, foarte frumos. O joacă pe Mystic în X-Men. Da? În parte din X-Men. Jennifer Lawrence, $46 de milioane. Pentru al doilea an la rând, pentru că anul trecut se afla în această poziție cu $52 de milioane. Locul 2 în top este Melissa McCarthy cu $33 de milioane, urmată de Scarlett Johansson cu $25 de milioane. Să mor dacă știu cine e Melissa McCarthy. De obicei eu cunosc la actrițe de astea. Pe locul 4 s-a clasat Jennifer Aniston cu $21 de milioane.
Charlize Theron. Hai, am zis bine? Charlize, că se chinuia să-i explice unuia, Jay Leno, să-i explice cum, care-i numele ei. Toată lumea îi spune Charlize Theron. Theron. Dar pe ea o cheamă Charlize Theron. Da? Cu 16,5 milioane, Amy Adams, nu o cunosc, 13,5, Mila Kunis pe asta o cunosc, 11 milioane de dolari. Mila Kunis, frate. Și Deepika Padukone, Deepika Padukone cu 10 milioane de dolari. Să dea dracu dacă știu cine-i tantea asta. O să mă uit și eu pe net din curiozitate. Deci pe două le caut, da? Cum o cheamă? Melissa McCarthy, am zis, și Deepika Padukone. A, și mai era una pe locul 5 cu 17 milioane de dolari, Fan Bingbing. Sper că e un nume ăsta. Fan Bingbing. Am avut o discuție foarte interesantă cu cineva pe 9gag. Prin interesantă înseamnă că ne-am înjurat reciproc. Știți că tocmai s-a lansat pe piață filmul ăsta cu Suicide Squad? Da? Sunteți fani ai filmelor cu supereroi? Da? Batman, Superman, X-Men, The Avengers, cei patru fantastici. Vă plac, nu? Sunt interesante, sunt faine. Noi n-am crescut cu supereroi, din păcate, cei de o vârstă 40, peste 40. N-am apucat să creștem cu supereroi. Supereroii noștri, dacă erau Rahan, în cel mai bun caz, și Pif și Hercule. Da? Supereroii noștri erau supereroi socialiști. Nicolae și Elena erau niște supereroi. Dar n-am apucat să avem o bază de date a copilăriei cu supereroi, Marvel, DC Comics și așa mai departe. Copiii ăștia, noi, în schimb, copiii noi, după că există și copii vechi, ăștia mai micuți, ei, da, au avut, au crescut cu, na, ăștia diveniți mai devreme. Iron Man, Thor, The Hulk. Și-a apărut filmul ăsta. The Suicide Squad. Da? Eu personal nu sunt un mare fan al lui Joker. Joker este un personaj foarte complex. Este un caracter fantastic de complex. Nu poți să-ți dai seama la el câte nebunie de adevăratele, cât e nebunie ca un fel de a se proteja el față de nebunia generală din jurul lui, că ce-a creat el o barieră psihică ca să se protejeze de nebunia din jur. Dar e un personaj foarte, foarte, foarte complex. Și l-au făcut pe ăsta din Suicide Squad. După ce am citit recenziile filmului ăsta, m-aș da concluzia că, într-adevăr, dacă cineva merge să vadă filmul ăsta și va spune pe urmă că e un film bun, ăla va fi dovada clară că scade drastic coeficientul de inteligență. Și lucrul ăsta l-a început pe internet. Zic, frate, v-a plăcut filmul ăsta? Da, a fost minunat! Băi, e clar că ne prostim. Dacă și filmul ăsta v-a plăcut, e clar că ne-am prostit cu totul și nu mai există șanse. Eu vă recomand oricum să-l vedeți, măcar să vă faceți o idee. Dragilor și dragilor și dragilor și Ciprian, te-am băgat și pe tine acolo. Vă mulțumesc foarte mult, îți mulțumesc foarte mult. Îți mulțumesc degeaba ție, că abia ai venit. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția pe care mi-ați oferit-o și astăzi. Ai intrat acum pe ușă, nu mai sta să mă urmărești până la capăt. Ia, astăzi. Pentru atenția cu care m-ați urmărit. Rămâne să ne vedem mâine. Toate bune!